prevede ca orice deținut care trebuie să libereze cu 45 de zile înainte de a părăsi penitenciarul, trebuie să nu fie tuns, să aibă dreptul la păr. Și se uită la mine, din alu ce spune Sfântule, ultima picătură de lemn. Și când a spus lucrul acesta, vă spun că am răsuflat ușurat și am crezut că, într-adevăr, mă liberez. Deci nu avea ce să mai îmi facă altceva decât să mă tund la zero. Și așa eram tuns de săptămână, când fiecare săptămână de tundea. I-am mulțumit Dumnezeu, am aplicat capul așa la pizdeț și spun, cetățene, comandant, să știți că cel puțin familia mea și satul din care am plecat mă vor primi acasă și fără păr. Pentru că nu le-am făcut nimic rău. Și indiferent de cum va fi situația, îi mulțumesc lui Dumnezeu că ceea ce am spus cu ani în urmă când am intrat pe porțile acestei închisori m-a ajutat Dumnezeu să împlinesc. Nici ca dumneavoastră n-am făcut și nici de murit nu am murit. Că așa mi-au spus, ori mori, ori faci ca mine. Și într-adevăr m-a scos pe camera de liberare și a venit momentele acelea când am putut să văd și eu ca un nenorocit care îmi lasă, să zic așa, adio de la viață, din nou soarele, să văd un pom înflorit, să văd o frunză, să văd o floare și mai mult decât atât, să-mi văd pe aceia care m-au crescut și m-au dat viața. Era o zi de 8 martie, ziua în care am fost pus în libertate. Și aș putea să spun că tot de 8 martie am fost și condamnat. Nu știu ce am avut eu în ziua asta. Și țin minte că atunci când am părăsit penitenciarul, a venit părinții, special tata, niște frațile ai mei și doi frați de credință m-au luat și odată cu ieșirea pe porțile penitenciarilor, ne-a luat și securitatea sub escortă și ne-au adus până acasă. Sâmbăta venea miliția, cum era pe atunci motocicletele la poartă, bucul intra peste mine în casă, ne ținea așa în teroare. Mă chema pe la miliție sâmbătă, ca să dau declarații, ca să... Domnilor, eu sâmbătă nu vin să dau declarații. 6 zile am la dispoziție, vin și stau la dumneavoastră 6 zile în continuu, dar vă rog sâmbătă să nu mai deranjați. Ne făcea pe rechiziții, așa cum știți și dumneavoastră, mi s-au confiscat cărți. Dar, lăudați să fie Dumnezeu că a adus peste noi, aș putea să spun, această binecuvântare. Ne-am primit rugăciunile pe care le făceam cu lacrimi și ne rugam, Doamne, adu pentru poporul Tău libertatea. Dar, cu tristețe, aș putea să spun că acești ani de libertate nu ne-au adus nimic bun. Vorbesc cel puțin în dreptul. Acești ani de libertate ne-au depărtat mai mult de Dumnezeu decât să ne apropie. În acești ani de libertate, nu numai noi, generația aceasta, dar în decursul timpurilor, poporul lui Dumnezeu, atunci când a fost lăsat liber, când i s-a dat ocazia ca să respire în voie, a uitat pe acela care le-a purtat grija și s-au dat la lucruri nepermise. Și Dumnezeu a trebuit din nou să aducă asupra lor greutăți și necazuri, nu ca să-i omoare și ca să-i cizeleze și ca să-i mențină pe calea aceasta cea dreaptă. Nu cred că ar fi necesar ca să intervine Dumnezeu și pentru noi cu anumite pedepse care să ne ajute să ne revenim și să fim așa cum El ar dori. Eu cred că ar trebui să o facem fără să fim pedepsiți. Cred că ar trebui să ne rugăm lui Dumnezeu să ne dea mai multă înțelepciune și să ne ajute ca să putem să ne întoarcem la cărările cele vechi și să umblăm pe ele.
N-aș vrea ca să vă plictisesc cu expunerea mea. Aș vrea să spun celor care sunt prezenți și care sunt tineri. Să știți că nu vă este dat să trăiți de două ori acești care întinereți. O singură dată vă este dat să trăiți. Aveți grijă cum îi trăiți. Aveți grijă cum și cui consacrați tinerețea voastră. Aveți grijă că într-o zi veți fi chemați ca să răspundeți pentru acești ani frumoși pe care Dumnezeu vi pune la dispoziție. Și să vă ajute Dumnezeu ca să nu vă fie rușine de acești ani. Să nu-i trăiți prin discoteci. Să nu-i trăiți departe de Dumnezeu. Să nu-i trăiți satisfăcându-vă gusturile și pretențiile voastre care nu vă vor ajuta la nimic bun. Să-i trăiți lângă Dumnezeu. Și atunci când se va arăta judecătorul ce drept, să poată să vă spună, sunt mândru că tinerețea voastră a fost închinată adevărului meu și ați căutat să mă reprezentați pe mine pe pământul acesta. Dorința mea este ca numai cei care sunteți prezenți și tot tinerii, de pretutindeni, să-L roage pe Dumnezeu să încolțească în inima lor această dorință de a rămâne lângă Dumnezeu și de a fi mândri de numele pe care îl poartă, adică numele de creștin. Niciodată să nu vă rușinați că sunteți creștini. Creștinii întotdeauna a fost o ciudățenie pentru lumea aceasta, așa cum și lumea aceasta a fost o ciudățenie pentru ei. Dar cu toate acestea, ei au avut mai mult decât lumea. Au avut ceea ce n-a putut să aibă lumea aceasta. A avut o pace sufletească care în cătușe, în lanțul, în foame și în frig, le-a dat puterea ca să-i mulțumească aceluia care a fost și rămâne călăuzitorul și conducătorul lor. A avut ceea ce nimeni din lumea aceasta nu poate să aibă, liniștea sufletească care în orice situație și în orice împrejurare te face să-ți păstrezi calmul și să ai nădejdea că într-o zi lucrurile se vor schimba. Că într-o zi Dumnezeu va schimba acest rău în bine. Că într-o zi din iubire Dumnezeu ne va da din nou un timp de respiro și ne va ajuta ca să putem să îl lăudăm și în timp de libertate, ca și în timp de necaz. Nu pot să uit ceea ce a făcut Dumnezeu pentru mine. Aș fi nedrept cu mine dacă aș uita anii aceia în care Dumnezeu a stat necurmat alături de mine și zi și noapte. Vă spun sincer că am simțit prezența Lui alături de mine. Și cred că Dumnezeu și-a făcut datoria față de mine. Și îl rog ca să mă ajute ca și eu să-mi fac datoria față de El. Și dacă m-a ajutat să îmbătrânesc, rog pe Dumnezeu ca și bătrânețea mea să fie supusă voinței Lui. Și în timpul de bătrânețe, ca și la tinerețe, să pot să merg pe acea cale pe care El mi-a trasat-o și pe care mi-a făcut-o de cunoscut de când eram copil. Și fie că, așa cum spune Pavel, că suntem chemați acasă, fie că Dumnezeu dorește să mai parcurgem un timp prin lumea aceasta a suferinței și a durerii, prin această vale a plângerii, să ne ajute Dumnezeu ca să rămânem loiali și credincioși păstorului nostru. Și atunci când El va veni să-și aducă la îndeplinire lucrarea pe care o are de făcut, revenirea Lui pentru a doua oară pe nori cerului și să-și adune pe toți iubiții Lui din toate timpurile, să ne ajute Dumnezeu ca toți, împreună cu toți cei dragi ai noștri, nici nu să nu lipsim din acea festivitate măreață
și tot să putem să spunem ce bine a fost că mi-a cunoscut pastorul. Ce bine a fost că am căutat să ascult de glasul lui și iată acum Dumnezeu mă duce acolo unde poate niciodată și niciodată în puterile mele n-aș fi putut să ajung, așa cum spunea Pavel, unde n-a crezut, nici inima n-a înțeles, nici ochiul n-a văzut, în locurile acelea pe care Dumnezeu le-a pregătit pentru toți cei care îl iubesc și doresc venirea lui. Facă bunătate din cerul ca aceste cuvinte pe care le-am putut auzi în această după masă să nu fie niște cuvinte de laudă, să fie niște cuvinte de îmbărbătare, niște cuvinte care să ne încurajeze pe acest drum pe care mergem. Și aș vrea, dragi tineri, să vă spun că de acum încolo voi sunteți aceia care trebuie să luați din mâinile obosite acest spindar pătat cu sânge al Prințului Emanuel și să-mi duceți acolo pe reduta de săvârșirii. Să nu vă fie rușine că aveți un Mântuitor așa de scump, că sunteți copiii împăratului împăraților și domnul al domnilor. Să rugați pe Dumnezeu să vă dea putere ca să fiți și voi niște tineri pe care Dumnezeu l-a timp de nevoie să poată să se razne și să se poată mândri cu voi așa cum s-a mândrit în istoria Sfântă cu Iosif, cu Daniel, cu cei trei tineri și de exemplu sunt cu destul. Dumnezeu să le dea și nouă la cei care suntem bătrâni înțelepciune ca să putem să creștem pe copiii noștri așa cum Dumnezeu așteaptă și dorește de la noi. Și să putem într-o zi cu toții să fim acolo unde nimic și nimeni nu poate să ne mai despartă, la sânul dragostei și al iubirii acelui în care ne-am pus speranța și nădejdea. Dumnezeu să ne ajute la aceasta și să ne binecuvânteze.